Salut, prieteni, și bine ați revenit la Cariera cu Messi. Drumul european al Parmei continuă. Trecem de grupe, de-a data asta în Europa League. Fără doar și poate, cu hipergolgheterul Højlund. Îi dăm tare în episodul de astăzi. Hai să spulberăm totul, pentru că atacul ăla e fulminant. Williams la 87 deja, cu Zambo, cu KDB, am făcut echipă. Iar acum îi punem la adevăratul test. Roma e o adversară tare de tot, campioana Italiei. În schimb, în Europa League s-ar putea să fie cam simplu, pentru că n-avem o grupă grea deloc. Like acolo, mă! Dacă și vouă vă place echipa asta Parmei. Like dacă nu vă place și credeți că e o mizerie de echipă, că n-are apărare. Oricum ar fi, like acolo la această carieră. Iar Roma e puternică cu Gonzalo Ramos. Florentino acum adus de Mourinho la mijloc. Au o echipă extrem de periculoasă, dar pe noul Messi Arena, cu Rasmus Højlund, cel mai tare atacant, l-a surclasat pe Erling Haaland. Va trebui să reușim să batem 5 goluri doar în ultimul meci. O mașinărie, uite ce le jonglează, știe cu varza, știe și jonglerii, știe și șut. Practic e atacantul perfect. Omul de foc al lui Lionel Messi, care pornește direct în atac. Cu kick-off glitch. Ok, prea de tot, dar a sărit bine la cap și vine în ajutorul lui Williams. Ce bine se înțeleg noi cu echipieri de aici din atac. Williams Junior, Williams, se întoarce. Rasmus Højlund pe lângă. Credeam că o bagă nație din prima. Højlund pe un culoar acolo. Højlund intră în adversar, îl spulberă. Ce forță are, ce jucător. Este gol de 1-0. Și uite așa, uite așa cum a alunecat el acolo, cum s-a aruncat ca în piscină. Așa se bagă să și marcheze. Atacă Roma. Romanii ne presează cu driblingurile care nu funcționează, pentru că De Bruyne le știe pe de rost. Haide mă, de o nimerea și pasta Højlund, tita mai pasa. Mendy iese din dispozitiv, nu revine la timp. Acum e Doku. Super tehnică pe Doku. Gonzalo Ramos, bun și el, e gol. Cum le-ai trimit ei săltate așa la voleu, ca la antrenament. Răgușin bestia. Mingea acasă, mă. Nu, Gomes, nu te băga, bă! Tâlharilor! Noroc că ratează Malen. Dar dorm pe ei toți. Vitezistul nostru. Williams continuă în zona centrală. Urcă și Zambo. Williams continuă cursa. Pasa e bună! Apără Livakovic. Pasa e bună. Hai, Mendy, ține-te. Mendy pe Doku. Tragi acolo, dar apără Târnovanu nemaipomenit. Ce bombă a trimis jucătorul Romei. Târnovanu aici a avut o intervenție superbă și atacul Romei continuă și de acolo sunt foarte periculoși cu pasele alea în careu. Uite ce tehnică. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, doamne, ce ne-a făcut, ne-a spulberat. Ne-a distrus. Nu există așa ceva, a fost Messi. Gonzalo, nu a fost Farias ăla, nu se poate. N-a fost Gonzalo Ramos. Și cu Farias ăsta. Williams, haide, De Bruyne, mă. Hai pe ei, De Bruyne. Pasa la Williams, o întoarce la KDB. De Bruyne, hands evident, haide, mă. Cum a scos-o Pavar așa, fără să lovească mingea mână. Hai cu capul, da, Zamp. Castro, Højlund. Am obosit Højlund în acest moment, dar trebuie să alerge, să se ducă spre gol. Du-te, Rasmuse. Rasmus Højlund. Dă, bă, aproape de autogol acolo. De Bruyne preia. Højlund trage, blochează Pavar. Ce pas a dat Pavar acasă. Era să fie un mega autogol. Pam, e gol. Ne dovedește Gonzalo Ramos încă o dată că dăm pradă unei echipe prea bune a Romei. Højlund central. Trimitere către Højlund. Ce pasă Zahir. E gol, e dubla lui Højlund. Ce pasă reușește să-i trimită Zahir Emery. E o celebrare ca lui Erling. Ultima sa cursă, pentru că e prea obosit. Tel, Gonzalez. Și ne-ar trebui mai multe rezerve pe plan ofensiv acolo. Avem Medran, Viran are sens să intre. Nu știu ce mai putem schimba. Îi băgăm pe Tel și Gonzalez momentan. Doku. Inexplicabil de slab Târnovanu. Deci îmi vine să-l vând în iarnă. Nu se mai poate.
pur și simplu nu scoate mai nimic. Mai apără o dată pe meci, dar nu e suficient. Nu știu cum a luat golul ăsta. E ireal. Medran. Hai, Medran. Hai, Medrane. Bine, Medrane. E 3 la 4. Bă, luăm 4-5 pe meci, că la noi ăsta trebuie să scoate nimic. Trebuie să facem 4-4 acum. Roma momentan atacă, nu au ce să facă altceva și trece timpul degeaba. Avem și o intervenție de galben. Ne-au bătut 4-3. Dăm 3, dar pierdem. E uluitor cât de slab ne apărăm. Și totul cu golul ăsta, Harvey Barnes. Vreau să știu și eu cum n-a putut Târnovanu să o scoată pe asta. Ia uite, bă, băiatule, bă. Ia uite aici. Are gaură în mânușă asta. E inexplicabil. Cum e posibil să nu scoți asta? Seria o deja cam pecetluit. Avem abia o victorie. Meci cu Fiorentina imediat. O să-l simulăm. Broby, Gonzalez și alții de aici. Am luat 2 jucători și ne bat cu 2-0. Ce teroare. Mamă, mamă, ce slab o ducem. Apoi partidă cu Inter Milano. Dar tot așa, la 2 zile n-ai timp de nimic. Cu Beto, Di Marco, Colomuani pe banda dreaptă acolo. 2-2. Drăgușin și Williams marchează, Vitinha dublă la ei, egal cu Inter. O singură victorie în seria până acum. Dar ne concentrăm mai degrabă pe Europa League. De acolo mergem în Champions League. Kiev a bătut pe Charleroi, deci s-ar putea Dinamo Kiev să fie a doua cea mai bună echipă a grupei. E partida cu Kievul. Ramirez. Taishvili, dreapta, Georgian de la minune, Viv Charenko, Timcic și alții. Iar Gomes e foarte obosit. Mamă, nu mai poate. Nu știu dacă e diferență mare. O să vedem. Hai să luăm din pe Gomes și Umeș, că e săracul distrus. Joacă brazilianul lui Jao aici la Kiev în deplasare și trebuie să scoatem victorie ca să ne garantăm calificarea asta. O pasă bună aici, Garmaș, apără Târnovanu, renăscut. După ce l-am criticat dur, am fost aspri cu el. În rândul Târnovanu să arate că e portar. Ce pas aici de Zaire Merii, omul cu pasele, noul De Bruyne. Învață de la maestru Højlund. Ce a fost acolo? E penalti? Sper nu, fault atac, ce s-a întâmplat? Mamă, ce ratare cu Højlund. O, oh, Williams, recuperează. Hai mă. Ștat de De Bruyne. Pasă, e direct la Højlund. Trage, năpraznic. Regele atacului Rasmus Højlund. Și face siul, mă. 6 goluri în 2 meciuri de Europa League. Și al doilea meci încă mai are multe minute rămase. Keeper golgetterul competiției. Lovește încă o dată. Împins acolo. Trece cu chiu cu vai. Castro în combinație aici, De Bruyne trage, este penalti în sfârșit. Mingea lovește mână pe bol, care, da, are un nume total ironic în acest moment. Este hands acolo și va bate, normal, Højlund, maestru șutului. Højlund, nicio șansă, dublă în acest match pentru numărul 9, parcă și alargă ca Haaland. E Haaland Junior. Manea. E la Juventus? Ce înseamnă asta? Gol Ramirez. Da, un șut bun de data asta, n-ai ce să zici. Manea la Juventus. L-au dat pe Drăgușin, au luat alt român, că n-au cum să n-aibă un român. Garmaș. Gio, lasă-ne, Gio. Nu, fără hands lui Zao, nu așa, nu, apără Târnovanu. Da, Zaboghisa, ce intrare acolo. Scăpăm. Kievul, periculos în partea a doua. Gata să egalez. Am avut șansă. Nu, nu, e penalti. Doamne! Lorenzo face penalti. Am putea să ne pierdem acel avantaj de 2 goluri. Târnovanu! Scoate, bă! Cel mai bun portar din Europa. Târnovanu în acest moment este o revelație a portăriei. Ne scapă acolo de gol Williams, preia, du-te Williams. Viteza spaniolului Williams, du-te. Se duce Williams față în față cu 3-1. Williams ratează complet execuția. Doamne, n-am mai avut vlag.
Zaire Emery e deposedat de bol. Mamă, ce intervenție. Se rupe picioarele lui Gio. N-am reușit. Evită contactul Gio și bine a făcut. Târnovanu! Toată lor în repriza a doua. Și îl calcă picioare pe jucătorul Kievului. Doamne, ce-i faci? Lasă-l acolo, bate și în pământ. Ca la Gala Eriksen acolo, l-a distrus. Ce se întâmplă? Da, ne prefacem că n-am văzut nimic. Închinuri jucătorul Kievului la faza respectivă. Turnovanu este cumva în centrul atenției, deși Hoylund dă o gălăgie de goluri, Turnovanu tot face ceva să apară în prim plan. Trebuie să câștigăm meciul cu Bologna, o echipă aflată tot așa în mizerie în acest sezon, dar parcă altfel, cu un Gomes odihnit. Ar trebui să nu mai luăm gol și n-am luat. Hoylund dă o dublă, orice ar fi, al nostru marchează. 2-0. Gustul victoriei în Italia, pe care aproape că-l uitasem. Cu Napoli am tot jucat, o să-i dăm în față o perioadă, o să simulăm mai mult. Talisca la ei, Lozano, o echipă care nu mai e la același nivel Napoli, dar ne bat. Fai de capul nostru. Dar am tot jucat în Italia și nu pare că avem perspectivă sezonul ăsta. Va fi concentrarea pe cupele europene, unde deja cu 6 puncte o ducem bine. Simulăm cu Charleroi, care are 0 puncte. La Piatek, uite unde a ajuns să joace. Odihniți ai noștri, trebuie să-i bată. 3-2 la limită cu Roșu Drăgușin în minutul 69. Hoylund a dat gol și în meciul ăsta. Dar la limită, 9 puncte pe de altă parte. Ce contează că obținute cu victorii la un gol diferență? Aproape ca și calificați. Lazio cu Gavi, cu Hložek, chiar sunt tari. Ne bat și ei. Mamă, dar Hoylund e prea mașinărie. Dar nu există meci fără 2-3 goluri încasate. Nu știu de ce, pentru că apărarea nu mi se pare că arată atât de rău. Echipă destul de bazată, parva. Milan 18 puncte. Macanji, Luis Felipe, Milan chiar are echipă, dar îi bate în păști. Medran cu golul carierei sale. Bate AC Milanul. Cum i-am bătut pe AC Milan? Audita mai echipa plină de vedete. Bun, mai odihnim câțiva jucători, dar păstrăm și niște titulari, că altfel ne bat ăștia de la Charleroi. Și ne-au bătut oricum. Mamă, golul a marcat. Deci fără titulari suntem vai de capul nostru. Încă avem 9 puncte. Cel mai probabil ne calificăm, dar n-avem rezerve deloc. Asta poate fi o problemă mare pentru noi. Mergi cu Spezia, unde sunt mai odihniți băieții. Hoylund a făcut o pauză și uite că aici din nou intră Medran și dă gol. E în forma carierei sale. Haide Monza. Ce prezintă Monza? Ne bate. Păi chiar trebuie să jucăm și cu Monza și cu echipele astea. Suntem slab rău la simulare, dar nu poți să ieși un sezon întreg de seria. E inadmisibil. Juventus acolo, echipă bună, Portugalia l-ar vrea antrenor pe Messi, cum ar fi. Ronaldo în loge, Messi pe bancă. Lans, 4 puncte, Kiev e adevăratul pericol. Poate jucăm tu retur cu Kiev. Dacă nu cumva îi batem pe ăștia de la Lans și ne desprindem. În deplasare cu francezii, ne bat. Ok, uite situația. Nu așteptam să pierdem 2 la rând, e ciudat. Va trebui să jucăm cu Kiev în retur și să câștigăm ca să ne calificăm. Mai este un meci cu Juve, care are doar 23 de puncte. Nu este un sezon formidabil și pe Messi Arena meciul ne-au dat 4 bucăți. Da, suntem în mijlocul clasamentului, într-un mod ciudat. Sampdoria, 9 puncte. Măcar pe ăștia să-i bate. Așa mă, Williams și Hoylund. Hai că mai acumulăm și noi puncte pe unde se poate. Dar acum e un meci decisiv pentru calificarea în faza următoare din Europa League. Cumva Lanz și Kiev sunt la egalitate de puncte. E un joc al rezultatelor unde Charleroi s-ar putea califica. E posibil așa ceva? Noi trebuie să batem Kievul, după aia Lanz sau Charleroi s-ar califica, depinde cine bate. Dar dacă vom câștiga, suntem primi în această grupă. I-am bătut în tur, dar cu greu. Și acum jucăm pe Messi Arena, trebuie să o facem. Trebuie să obținem calificarea în primăvara europeană Europa League. Williams, haide, du-te. Hoylund. Continuă cu Williams. Pe partea stângă este Julian Castro. I-am distrus. Nu știu de ce cade Castro, așa să nu se rupă ca Mihăilă. Căci Mihăilă era nebun să arunca pe garduri. Este un gol marcat repede. Și cu asta e cam destabilizăm pe cei de la Kiev, care au venit probabil să scoată o victorie fără să ia prea multe goluri. Acum sunt în
Într-o situație grea cu Parma care vrea să-i spulbere, cu Castro în formă. Williams, De Bruyne trage în Vivciarencu. Di Lorenzo o scoate la marginea careului. Minge la Ferland Mendy, este corner. Mamă, i-am luat cu asalt 13 minute în care n-au mirosit-o. Sunt dezechilibrați în apărare. Nu, e Ramirez, 1-1. Băi, va fi cu emoții că ne-a făcut Charleroi când am băgat rezervele. Am crezut că e ușoară situația. Gomes în față. Dar Fleur arbitrul. Egalitate la pauză. O repriză care decide tot restul sezonului, că s-ar putea să ne dea afară dacă nu ne calificăm. Și la fel la Charleroi cu Lens este egalitate și oricare s-ar putea duce în faza următoare din Europa League. De pe 2 intri în play-off-ul cu echipă de Champions League. E greu de tot. Aici ne-am duce în optim. Dacă am câștigat cu Dinamo Kiev, trebuie să o facem. Williams n-a venit degeaba de la City, dar până acum șters în această partidă, în afară de pasa de gol, nimic din partea sa. Corner Gio și apoi contraatac direct. Hai de-aste cu capul Benito. Ce se bate Benito ăsta. Grijă la Benito. Hai mă, să scoatem de aici. Asta e, Hoylund. Du-te Hoylund, bagă. Durează motoarele. Hoylund, ce pasă, Doamne! Bă! Oh, e gol, Parma! A ezitat Hoylund, va să mai dea una, dar a zis că e cruță de data asta. Ce pasă a primit? Cine a dat pasă? Williams, oare? Pasă a dat-o Williams. Ia uite cum o dă cu stângul. Bă, este minunat ce a reușit acolo. Două pase de gol ale spaniolului. Oh, greșește fundașul lor Williams, forța naturii. Și cât de altruist este acest băiat. Le dă clasă. Este golul 2 al lui Hoylund în acest meci. Și facem 3-1. Recuperarea lui Williams, o meciu. Deci l-am criticat la pauză, dar îmi retrag cuvintele. Se pregătea pentru o parte a doua uluitoare. 10 goluri în 5 meciuri jucate. Hoylund, un meci a fost odihnit. 10 goluri în faza grupelor. Nu se poate. Dacă ne oprim aici și tot s-ar putea să fie golgetterul competiției. Continuăm atacurile. Jucătorul ăștia plasează puțin ciudat aici. Mingea tot la Hoylund. Hoylund dă în ea. Vine De Bruyne. De Bruyne. Trece De Bruyne. 4-1, bă. Belgianul a rupt aici. Își creează culoarul. Și iată-l marcând pentru 4-1. Box. Bam, uite așa le-a dat. Bam, bam, bam. Nici o șansă. Oh, Ramirez. Gol. 4-2. Poate mai trăiesc. Sigur, nu înseamnă că ar fi eliminat neapărat. Poate în cazul unui egal, Charleroi și Lens ar fi ambele eliminate din Europa League. A marcat Lens. Ferreira dă gol. E 3-2 pentru Lens. Ce meci acasă la Charleroi, care la scorul ăsta e pe 4, în ciuda unor meciuri formidabile pe care l-au făcut. Benito dă pe lângă ea. O aruncă la Garma și acum Ramirez. Benito vrea să dribleze tot. E paralel aici, a vrut să se dea spectacol pentru scouter, să-l vadă lume. Bucurie în tribune, bucurie generală. Calificare! Strigăm calificare de pe prima poziție în această grupă, cum era clar că vom avea primul loc asigurat. Suntem primii și mergem în optimile competiții. Vreau să știu ce au făcut restul, pentru că era FCSB acolo. Grupa FCSB-ului, unde e pe 4 cu 6 puncte totuși. Victorie cu Pilsen, dar grupă grea rău de tot. Mamă, Barça ultima în grupa de Inter, Feyenoord și Dortmund. Locul 4, ce mizerie a ajuns. Messi trebuie să vină și să revitalizeze echipa asta. Nici Europa League nu îl mai ating. Un sezon ratat pentru Barça, echipa de suflet a lui Messi. Revenirea înseamnă că se apropie, pentru că e clar că e pe făraș Xavi după ce a făcut acolo. Transferuri ciudate, performanță aparent zero. Torino e învinsă de Parma. Pe Messi Arena Williams începe să dea golurile. De aia l-am luat. Suntem pe 7, bă, nu-i rău. Mai e un meci cu Sassuolo. O să simulăm tot până în ianuarie. Ianuarie vine totuși și ne prinde ciudat. Messi dori la Qatar. Messi s-a trezit, Qatar e ultima. 500 de milioane pe an.
Oh, s-ar putea De Bruyne să plece dacă nu-i renoim contractul. Hai să renoim cu De Bruyne. Dar începem și noi de pe la 88. Nu ne ducem prea sus. Mamă, 135.000. Bă, totuși în De Bruyne la 36 de ani, sincer, nu face atâția bani. Deci va pleca cu părere de rău. Liber a venit, liber pleacă. Sassuolo are un sezon bun. Luke Shaw fundaș, McKennie acolo, Richarlison și-au făcut echipă bombă. Zici că e carieră online. Ne bate Sassuolo, mă. Poate trebuie să șicăm cu ei. Dar lasă că avem retururile. O lună s-a lupt Hoylund. Mamă! O lună fără Rasmus Hoylund. Pa, ne-a distrus. E șansa lui Tel pe de-o parte. Altfel, mamă, frate. Hipergolgheter echipei noastre, accidentat. Nu, e groasă. Vedem și cu Genoa. Va fi un sezon șters în Italia. Bine, o să ne oprim aici. Intrăm în 2027. Și avem niște meciuri tari pe care le jucăm data viitoare cu AC Milan, Atalanta și altele. Iar în Europa League vom afla cu cine vom juca, că momentan se va juca acel play-off. Și după aia intrăm noi abia în optimi. Dar cred că data viitoare vom avea și optimile Europa League. Arsenal cu Atletico Madrid direct în play-off-ul ăsta. Iar l-am stat de AC Milan, deci e greu rău de tot. În acest episod ne-am concentrat mai mult pe Europa League. În campionat suntem pe 10, dar cu 24 de puncte putem lejer să recuperăm 9 puncte până la locul 3. Sunt 10 puncte până la locul 2 și suntem abia la jumătatea sezonului. Punctele se mai recuperează. Milan e prima, Roma abia pe 8 sezonul ăsta. Deci AC Milan e adevărata nucătare pe care i-am bătut la simulare. Da, ciudat. Dar ne axăm mai departe pe un sezon bun cu cei de la Parma. Nu știu dacă am putea da ceva. Dacă aveți idei, mi le puteți lăsa în comentarii. Mă mai uit pe acolo, vedem dacă găsim vreo soluție. Eu sunt mulțumit de echipă. O să revină și Hoylund. Și cred că o ducem bine atacul la 87+. Avem bază. Cam atât de data asta. Pa, pa!